Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 22 iulie și verific roii care li s-a împercheat măcii pe data de 26 iunie deja o au și atunci le-am restrâns cuiburile și acum am zis să vin să extind cuiburile. Suntem în perioada de data de iulie-august, în perioada în care lucrările făcute va depinde cum vom ierna și cu ce albină vom ierna. Eu am început lucrările astea cu o lună de zile pentru a mă pregăti pentru iernat. Surpriza este că de vreo săptămână încoace am un cules. Iată, aici am nectar proaspăt acolo în celulă. Acest lucru m-a ajutat într-un fel. O să vă arăt la ce m-a ajutat și o problemă mare care se pune e calitatea reginelor pe care le obții și cum le folosești. În primul rând, am văzut diferite probleme cu reginele, dar și cei care achiziționează regine și dau o sumă pe ea, nu contează suma, chestia este că reginele sunt crescute în mod intensiv. Pe când tu, ca apicultor, poți să crești regine liniștit, în ograda ta, în modul cum dorești tu. Eu prefer să împeretez reginele în cuiburile de albine mari. Nu-mi plac reginele împerecheate pe cuiburi mici, pe care le făceam și eu pe o ramă înainte. Și o să vă arăt de ce. În momentul în care începe să o matcă, iată, eu acum verific și cuibul, că voi extinde dacă e cazul. Sunt probleme cu puietul unde apare pestriți. Aici nu e cazul, acum a început să căpăcească. O să fie o diferență doar de câteva zile. Mergem mai departe în cuib. Asta e prima ramă propriu zisă. E plină cu miere, dacă mă uit nu sunt celule goale. Dacă nu sunt celule goale, trebuie să venim să ne ocupăm noi de acest lucru, de a oferi spații. N-am mai umblat de mult în ei. Știu că trebuie să eclozeze puietul acum. Iată, aici avem o ramă foarte frumoasă bătută de o matcă tânără. Matcă tânără. Era împerecheată cu de o lună ouă. Și am strâns cuiburile. Deci am strâns cuiburile. Arată foarte frumos puietul această matcă. Vin să văd exact cât s-a extins ea și cum stă cu mâncarea. Se vede că are o coroniță frumoasă, puietul e căpăcit foarte frumos, deci e o matcă de calitate mult superioară celor care le achiziționați. Deci indiferent de... Iată ce frumos, coroană și puietul căpăcit. Da. Și miere, bineînțeles. Acesta, eu deja știu că va ierna în condiții bune. Va ierna în condiții foarte bune.
Nu trebuie să neglijați faptul că în acest timp a fost stimulat uleiuri esențiale, de fapt stimulat, ajutat ca să se dezvolte. Aici a luat mătcuța, dar albina deja începe să restrângă. Cum am zis, a apărut un cules. Aici avem matca. Aici este mătcuța. Mătcuță tânără. Nu le marchez anul acesta. Nu pun mâna pe aceste regine acum. Deci esența lucrării acum este să urmărim cuibul și să venim cu rame în extinderea lui pentru a ajuta matca să-și poată continua lucrul. A luat și aici, da. Aici albina vine cu nectar și umple repede celulele. Dacă nu era un cules în natură, nu era această problemă. Dar nu e o problemă, e ceva ce anunță că totuși albina se pregătește de iarnă. Să văd pe cât a lăsat-o pe matcă să ouă. Dacă mai vezi și trântori în ramă, ar fi perfect. Și aici este ouat cu larvar, foarte frumos. Eu pot să dimensionez acum cuibul cât doresc eu. Eu o să extind această familie. Puietul a început să eclozeze și totul merge bine. Mâncare au, nu trebuie să vin cu hrană suplimentară. Ba dimpotrivă, o să mai scot câte o ramă cu miere sau două, depinde de situație. Dar nu acum, ci când o să termin cu ele, le bag la iernat, atunci o să selectez ramele pe care voi ierna. Vedem dacă o aci și pe aceasta. Da, are larve în zona aceasta aici, peste păstură. Deci o ramă plină cu păstură. Acest lucru ne indică că nu avem nevoie de turte, nu avem nevoie de sirop, de niciun fel, doar ce dau eu ca stimulare pentru a stimula măcii să ouă. Deci avem larvar. Iar aici ar trebui să avem miere. În proporție de 90%, cuibul este ocupat. Aici aduce albina păstura. Și aici avem nectar proaspăt, undeva în jumătatea asta, și aici avem păstură. Bun, acum o altă problemă. Am văzut că avem puiet pe 7 rame.
Acest lucru indică o iernare pe 4-5 rame, dar acum, fiindcă eu mic cules, eu voi extinde cuibul. N-am spart niciodată cuiburile, nu e stilul meu de a sparge cuibul, nici acum nu o să-l sparg, dar fiindcă această ramă are larve pe ea, voi veni cu o ramă goală aici. Are ceva larve pe ea. Facem așa. Simt că matca e foarte bună și ouă bine, o să aducem două rame goale. Acum o altă problemă cu ramele goale este că eu practicam în anii trecuți să dau la centrifugă ramele exact în perioada asta. Dar dacă dăm acum la centrifugă și punem în cuib, mai repede o să umple albina cu miere decât să o matca aia. Asta e o ramă. Și atunci m-am gândit eu că totuși, dacă acum o lună am dat la centrifugă sau cu două săptămâni, trei am dat ramele la centrifugă, strângând atunci cuiburile, iată că aceasta mai e un pic de miere, strângând atunci cuiburile, am rămas cu niște rame cu celule goale. Și acum ce voi face e să dau această ramă în extinderea acestui cuib. E greu să faceți această lucrare, fiindcă în majoritatea stupinelor acum trebuie să se restrângă cuiburile. Eu am procedat așa, fiindcă am început lucrarea mult înainte, deci tot anul am gândit la această soluție de a merge pe data de în iulie și ajung să eclozeze albina cât mai mult în luna iulie. Teoria mea era alta față de cea care o folosesc acum, dar încet încet am ajuns tot acolo și asta e bine. Teoria mea era alta, dacă stăteau mătcuțele izolate pe cele trei rame care le-am făcut eu în luna mai, atunci acum aveam albine, dar deja începeam lucrarea cu o lună, să tot umplu ramele cu puiet. Dar nici așa nu este rău. Și așa vedeți că am 7 rame cu puiet. Și acum o să le mai dau câte o ramă la oa. De fapt îi dau spațiu. Nu știu dacă va oa matca în această ramă, dar îi mai dau albinei spațiu să aibă unde să depoziteze nectarul care l-aduce. Bun, acum dacă se întâmplă ca peste 10 zile sau 2 săptămâni, acum lucrarea este încheiată la această colonie, dacă peste 10 zile se întâmplă ca iară să găsesc rame blocate, iar cuibul să fie în proporție de 90% blocat, atunci voi veni frumos și voi da la centrifugă, dar acele rame nu o să mai ouă matca în ele. Asta știu foarte sigur. Iată, punem tratamentele cu oxalic. Sunt valabile până la 15 august, dar le voi ține mai mult timp. Consider că nu am varoa, dar nu trebuie să te culci pe ureche pe treaba asta. Totul e că au fost sub tratament în tot sezonul activ,
cu acest acid oxalic și cu uleiuri esențiale doar în momentul în care au avut cuie. Acum eu pun folia și las doar 3 rame. Nopțile la mine s-au răcit, chiar dacă e caniculă în unele zone ale țării. Aici vremea s-a răcorit, binișor. Iar dacă vă treziți noaptea pe la 3, 4 și intrați în grădină sau în stupină, o să vedeți că e destul de răcoare. Grădina se restrânge frumos. Bun, eu acum închei acest film. O să vă mai arăt un stup unde îmi place foarte mult matca. Nici aceasta nu-i de aruncat, vorba aceea, și nici n-aș înlocui eu cu una de cumpărat. Asta mă refer la cei care încep apicultura și au măcar 5 familii de albine, să-și facă singur reginele, fiindcă dacă cumpără se vor chinui ani de zile. Poate o vor nimeri bună, poate nu, dar dacă îți faci tu regina, știi că din 10 regine prinzi 2 bune și apoi îți faci din alea 2 bune, până încet încet îți faci tu albinele care îți plac. Fără a depinde de jocul de albinelor, jocul albinelor făcut de crescătorii de regină. În România, dacă ar fi măcar serioși, n-ar fi nicio problemă, dar o să mai apară foarte mult și nu poate să vă garanteze nimeni calitatea reginelor pe care le cumpărați. Și eu, dacă eu nu o să vând regine la bucată, eu mi se pare inacceptabil. De ce să nu vând și 2 rame de albină, mai pui 50 de lei acolo lângă matcă și ții 2 rame de albină cu regină și e mai bine, îți faci un roișor frumușel. Bun, cam atâta la acest film. Noi aici acum am extins cuibul, ia să văd câte rame, 1, 2, 3, 4, 11 rame avem data de 22 iulie. Facem acest lucru, îl notez aici, știu că a fost împerechea pe 26 iunie, iar pe 22.07, 2021, cuib extins, 11 rame. Acest lucru mă ajută pe mine să nu mai fiu nevoit să vin în următoarele 2 săptămâni, 3, totul va decurge normal. Bun, până data viitoare, numai bine!